Bună și bine ați revenit aici pe canal. Astăzi am un clip nou pentru voi și este vorba de episodul 4 din Bune sau Nebune. Un clip nou în care vă povestesc despre produsele primite spre testare. Am creat această serie. În Bune sau Nebune vor intra doar produse pe care le-am primit, produse pe care eu nu le-am cumpărat, nu le-am plătit. Mi-au fost trimise spre testare și eu le testez, sunt cobaiul vostru. Văd dacă îmi plac, dacă nu-mi plac și vă zic aici părerea sinceră. Ok, haideți să vorbim puțin despre gama Master de la Maybelline. Sunt niște produse noi, proaspăt apărute pe piață. Prețul lor de vânzare este undeva în jur de 50 de lei, dacă nu mă înșel, sau poate puțin mai mic, poate undeva între 30 și 50 de lei, nu mi-amintesc exact. Așa e când primești produse spre testare și nu le plătești, nu mai știi câți bani ai dat, nu știi cât costă, pentru că n-ai dat bani pe ele. Ok, și acestea sunt cele două produse, o să vă fac și close-up, nu vă faceți probleme, să vă povestesc despre ele. O să începem cu a discuta despre ambalaj. Ambalajul este extrem de compact, de mic, îmi place acest lucru atunci când vine vorba de travel, da? De momentele în care eu călătoresc și merg undeva, nu mă ajută foarte mult să am un ambalaj mare, butucănos, cum este acesta, de exemplu, ăsta când călătoresc ar lua foarte mult spațiu pe lângă ăsta micuț de la Maybelline. Ok, deci din punctul acesta de vedere, ținând cont de faptul că este un ambalaj compact, primește un punct în plus. Dar, când vine vorba de highlighter și acestea, unul este prismatic sau, nu știu, un highlighter iridescent, oh my god, sau metallic highlighter, care este ușor bronzant, ăsta este master chrome și ăsta master holographic. Când vine vorba de astfel de produse, tu te gândești la oameni pasionați de make-up, pasionați de highlighter, pasionați de chestii faine. Și atunci mi-ar fi plăcut să fie mai colorate sau mai fun, cumva în genul produselor de la, am ceva pe aici să compar, nu am în momentul de față, dar ce să vă zic, ceva în genul produselor Too Faced sau Benefit, dacă la asta mă gândeam. Haideți să vedem miros, holograficul nu are absolut niciun miros, cromul nu are nici acesta niciun miros, la capitolul ăsta nu pot să zic că mă deranjează, nu primesc nici punct în plus, nici în minus, dar când stai să te gândești că multe bronzere sau pudre de conturare sau bronzante de la alte branduri au miros de ciocolată, parcă ți este mai mare dragul să le folosești. Până și Makeup Revolution are așa un is de something, de ceva, iar la capitolul ambalaje par mai colorate, mai faine. Dar nu primesc nici punct în plus, nici punct în minus la capitolul miros. Era mai nașpa dacă puteau, dar nu put. N-au niciun miros, sunt faine, sunt ok. Bun. Și acum să povestim despre calitate. Mă nene, cum e Master Holographic? Cum e Master Holographic? O să vă fac acum un swatch pe deget, dar o să vă fac și pe urmă pe mână. Deci cum arată ăsta? Este absolut senzațional. Absolut senzațional. Este perfect pentru vară, pentru iarnă, pentru absolut orice machiaj. Deci după ce îl frec de mână, cam așa arată pe deget. E ceva extraordinar, îmi place super mult, are o calitate faină, nu este foarte profos. Îmi place că are aceste modele. E foarte tare. Deci chiar își merită prețul și am fost mulțumită de el. Iar apoi, Master Chrome are un alt model pe tăviță. Master Chrome, o să iau cu alt deget, este foarte pigmentat și acesta, este pe inelar. O să vă fac eu swatch-uri, o să vi-l arăt pe fiecare în parte, dar e extrem de pigmentat, după cum puteți observa pe mână aici. Cum sunt acestea? Având în vedere că au acest preț extrem de accesibil, wow, eu am fost extrem de mulțumită. Nu pot să vă zic cum arată pe ten, nu le folosesc acum, dar arată mult mai bine decât orice swatch sau pe mână. Când voi fi bronzată, cred că voi deveni dependentă de Master Chrome, de acest produs, pentru că arată extrem de fain pe ten. Dacă sunteți o persoană cu un ten super deschis și nu aveți niciun bronz absolut deloc, ăsta va fi un pic prea dur pentru voi.
Chiar și dacă îl folosiți pe partea de contouring, să zicem, în loc de highlighting, așa bronzant, tot va fi un pic prea mult. Deci ăsta, atenție, este extrem de pigmentat. Și Master Chrome-ul e nuanța Molten Gold 100, este un metallic highlighter bronzant, deci este un bronzing highlighter. Și Master Holographic-ul este nuanța 50. Ăsta este potrivit pentru absolut toată lumea. Ce mai este fain și îmi place la aceste produse este că Maybelline s-a gândit de 2 ori înainte să lanseze acest produs și au un termen de valabilitate de 2 ani de la deschidere, which is amazing. M-am săturat de produse scumpe, highlightere, pudre bronzante, contouring powder, whatever, și să aibă 6 luni sau maxim un an de la deschidere. Cum poți termina unul de genul? Că doar nu vrei să sclipești și între țâțe și între fese. Nu, îți pui numai pe față aici un pic. Cum poți termina o tăviță de asta în 6 luni sau în 12 luni? Așa că L'Oreal, scuze, Maybelline, la treaba asta vezi cel mai mare thumbs up și declar aceste produse, din punctul meu de vedere, bune, categoric, îmi plac. Preț, calitate, termen de valabilitate, ambalajul e ok, e compact, e mic, nu e foarte fan, dar hei, arată bine pe față. Asta e cel mai important. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă ați folosit și voi produsele astea, aștept părerile voastre aici în căstea cu descriere. Dacă nu, atunci dați-mi un thumbs up să știu să continui cu această serie. Vă pup, pa, pa!